Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Cred că vă dați seama că urmează un video destul de lung și v-am întrebat dacă doriți să vedeți un video pe canalul meu în care să vorbim despre parfumuri, semnătură și am ales multe parfumuri din mai multe categorii, parfumuri mai scumpe, parfumuri mai accesibile, pentru că vreau să vin așa cu niște păreri. Oricum, vă dați seama că aici vorbesc doar din punctul meu de vedere despre parfumuri, despre mare parte despre preferințele mele, dar voi puteți să selectați. Puteți să selectați din ce spun eu și să mergeți înspre categoria care vă interesează. Cumva încerc să vă ajut să vă alegeți parfumul semnătură, pentru că nu trebuie să aveți atât de multe parfumuri și, în general, când vorbim despre parfumul semnătură, nu vorbim despre o colecție foarte mare de parfumuri, pentru că este greu să ai un parfum semnătură când ai foarte multe parfumuri, dar cum eu am atât de multe, pot să vă ajut să mergeți înspre o anumită categorie care vă interesează pe voi. Și ce înțeleg eu prin parfum semnătură? Păi, în primul rând, înțeleg că trebuie să fie un parfum versatil, un parfum pe care poți să-l porți oriunde și oricând, un parfum pe care să ți-l recumperi mereu și să îl folosești fie la un eveniment, fie la muncă, un parfum pe care poți să-l porți și în sezonul rece, dar și în sezonul cald, sau am pus eu aici în toată această selecție parfumuri pe care poți să le porți în toată perioada rece, parfumuri pe care poți să le porți în toată perioada caldă. Și da, sunt parfumuri foarte frumoase, parfumuri pe care eu le iubesc, parfumuri bune, persistente, intense și, după cum vedeți, sunt o grămadă. Sunt puse pe categorii într-un fel, nu au intrat toate în cadru. Ce mai cred eu despre toată treaba asta cu parfumul semnătură? Cred că este acel parfum în care tu te regăsești și pentru că îți place atât de mult și ți se pare că ți se potrivește atât de bine, cei din jur, normal că la un moment dat, simțind același parfum, o să te recunoască după parfum. Parfumul semnătură poate să fie și acela în care tu te regăsești și pur și simplu consideri tu că ți se potrivește atât de bine încât acela este făcut special pentru tine. Am mai făcut câteva modificări aici pe masă și haide să trecem la parfumuri pentru că avem multe de discutat. Voiam să vă mai spun că, din punctul meu de vedere, toate parfumurile din această selecție sunt parfumuri must have. Chiar sunt niște parfumuri superbe. Acum depinde ce ți se potrivește și ție, pentru că vom vorbi despre parfumuri moscate, vom vorbi despre parfumuri gurmande, vom vorbi despre parfumuri ceva mai impunătoare, parfumuri ceva mai romantice, feminine, ce mai avem? Pudrate, florale dulci și tot așa. Haideți să începem și, da, v-am zis că am și o categorie în care vorbim despre parfumuri accesibile. O să încep cu parfumurile moscate. Pentru că, pentru mine, Narciso Rodriguez face niște parfumuri foarte feminine, foarte romantice și pe acesta îl ador. Eu îl ador. Are un musc pufos, așa cum îi spun eu, și un trandafir. Este un parfum feminin și îl văd foarte potrivit oriunde și oricând. Nu l-am mai folosit de ceva timp. Îmi plac și sticla. Îmi place mult sticla. Da, este un trandafiros cu mosc. Dacă îți place trandafirul, da. Dacă îți place trandafirul, mie mi se pare un parfum feminin, sexy, elegant, tot ce vrei de la acest Narciso for Her. Și următorul este acesta, Narciso Rodriguez Musk Noir Rose for Her. Acesta este ceva mai
fructat și el este un parfum moscat și feminin și elegant. Mi se pare și el un parfum sexy și este total diferit. Este și un parfum mai nou. Foarte frumos este. Din nou, un parfum care se potrivește oricând și oriunde. Foarte versatil, foarte frumos, feminin, elegant. Foarte frumos acesta. Nu este un parfum care proiectează foarte mult. Este un parfum pe care să-l folosești pentru tine, să-ți dea o stare bună, să te facă să te simți bine, să tu-l simți, dar nu-l vor. Mi se pare un parfum intim, dar potrivit pentru a fi un parfum semnătură, pentru că poți să-l porți oriunde. Și da, și la birou, să nu deranjeze, să nu deranjezi pe alții, mai ales când este mai multă lume pe lângă tine. Cel puțin mie așa mi s-a părut, că nu proiectează foarte mult și că este mai apropiat de piele, dar persistă bine. Și cu siguranță vor fi și cei care îl vor simți la un moment dat și este un parfum foarte rafinat, aș putea să spun, este foarte frumos. Un alt parfum pe care eu îl văd potrivit a fi un parfum semnătură este Montblanc Signature. Este foarte frumos, trebuie să-ți placă parfumurile. Este dulceag, este și vanilat, este și floral, dar cumva este super cozy și foarte feminin, foarte clean, dar este un curat cremos. Un curat cremos care miroase a loțiune de corp și pe care, nu știu, ai putea să îl ai și să-l folosești oricând și oriunde. Chiar este un parfum care a primit complimente și mi se pare că proiectează foarte bine, mi se pare că persistă bine. Din punctul meu de vedere, nu cred că cineva poate să fie deranjat de parfumul acesta, pentru că, v-am zis, este un parfum curat. Dacă îți plac parfumurile curate, dar și cremoase în același timp, cumva miroase a loțiune de corp, e super ok. Trecem mai departe și vorbim despre un parfum lactonic și gurmand. Și cred că deja știți la ce mă refer, da. Dacă vrei să miroși în fiecare zi ca un nor așa de frișcă, cu zahăr vanilat, cu castane, doamne, ăsta este până acum cel mai frumos parfum lactonic pe care l-am întâlnit. Este divin și mi se pare un parfum bun de a fi semnătură, dar mai mult în perioada rece după mine. Adică nu cred că trebuie să-ți iei un singur parfum și acela să fie tot anul parfumul tău semnătură. Poți să faci asta, de exemplu, cu acest Montblanc, cu parfumurile de la Narciso și cu parfumurile de la Jo Malone, o să vorbim imediat, dar pentru perioada rece poți să ai un singur parfum dacă îți plac parfumurile gurmande, lactonice, delicioase și diferite, pentru că mi se pare un parfum unic. E tot ce trebuie. Și are și un preț bun. Și haide să trecem la o altă categorie de parfumuri, la o categorie potrivită pentru persoanele ceva mai apropiate de natură, persoane care preferă să folosească parfumuri fresh tot anul, nu neapărat parfumuri citrice, ci parfumuri proaspete. Și cu siguranță sunt, că na, nu toată lumea este ca noi, ca unele dintre noi care de-abia așteaptă toamna să se intoxice cu parfumurile gurmande. Sunt persoane care vor să simtă un miros proaspăt mereu. Și atunci am ales eu aceste parfumuri. Din nou, parfumuri versatile, potrivite oriunde și oricând. Și am adus aici Pera Granita. Cred eu că dintre toate alegoriile pe care le-am încercat eu până acum, și mai am și altele,
L-am ales pe acesta pentru că mi se pare potrivit tot anul. Este mai fructat, dar este proaspăt în același timp și puțin aromatic. Dar are dulceața aceea a fructelor. Eu v-am mai zis că mie miroase a suc, suc de pere. Miroase foarte bine. Este și proaspăt și aromatic, dar și puțin dulceag și îl văd potrivit tot anul pe el. Apoi, v-am zis că vorbim despre persoane care sunt apropiate de natură și le place mirosul acesta de pământ, de, nu știu, știți când plouă și se ridică mirosul acela de pământ ud. Chloe Nomad este un parfum pentru persoanele care cărora le place să meargă și să-și petreacă mult timp în natură, care călătoresc, ceva mai poeme așa. Este foarte frumos și foarte natural parfumul acesta. V-am mai zis, pentru mine miroase a natură. Și mai departe, la un alt parfum, tot din această categorie, pentru persoanele mai apropiate de natură, este acest Gucci Guilty Absolut Parfum. Acesta mă duce cu gândul la o pădure răcoroasă și la fructe de pădure pe care le culegi de acolo. Nu l-am mai purtat, l-am purtat destul de puțin pe el, dar am de gând să-l port și mi se pare foarte potrivit toamna. Este și dulceag, dacă nu mă înșel, este un parfum șipră. Miroase a fructe, cred că are paciuli. Nu mai știu exact notele pe care le are, dar este un fructat, un pic dark și îți spune o poveste parfumul ăsta. Mi se pare că nu este atât de băgat în seamă parfumul acesta, dar merită, pentru că e frumos. Nu este potrivit pentru oricine, dar v-am zis, persoanele care sunt mai apropiate de natură cu siguranță vor aprecia acest parfum, ca și pe Nomad. Vai, am ajuns la English Pure Frisia, un alt parfum. Știți că pentru mine parfumurile de la Jo Malone, majoritatea sunt super versatile, potrivite pentru tot anul și dacă vrei niște parfumuri ceva mai naturale, nu sunt foarte sofisticate, dar au această naturalețe, sunt plăcute, sunt versatile. Pentru mine acesta chiar este un parfum versatil, mi se pare un parfum feminin, mi se pare un parfum potrivit oriunde și oricând, are o prospețime aparte, este foarte frumos și pe el îl văd foarte potrivit pentru a fi un parfum semnatură. Apoi, Oud Sage and Sea Salt, din nou, este un parfum care m-a cucerit și nu-l văd neapărat un parfum doar pentru perioada caldă, pentru că are o bază super cozy, super plăcută. Mie nu mi se pare foarte sărat încât să-l porți doar vara, este proaspăt, un pic aromatic, un pic dulceag, moscat, curat și eu l-aș purta tot anul. Îmi doresc de foarte mult timp să testez Clean Skin, acela în sticlă nouă, cum este și acesta, pentru că cumva acest parfum mă duce cu gândul și la Clean Skin și pentru că îmi place atât de mult acest Oud Sage, cumva mă gândesc și la acela. Dar să știți că la început mi s-a părut că nu persistă mai deloc parfumul acesta. Am mai consumat eu două miniaturi din Oud Sage, l-am purtat la mare, l-am purtat anul trecut, dar mi s-a părut că se dezvoltă atât de curat, atât de proaspăt și cozy și un pic pufoșel așa, nu este ceva clean, proaspăt. Foarte frumos este și pe el îl văd bun de purtat tot anul.
oriunde. Foarte frumos este, nu sunt parfumuri foarte, foarte puternice. De fapt, English Parfum Frisia este un parfum puternic. Pe mine persistă foarte bine parfumul acesta. Dar am văzut că și Oud Sage îl simt așa din când în când foarte, foarte plăcut și îl ador. Mergem mai departe la parfumuri. Ceva mai girly, ceva mai vesele. Pentru persoanele care iubesc parfumurile dulci, iubesc parfumurile vesele, tinerești, nebunești. Pentru persoane mai vesele și haideți să vorbim despre acestea. Am aici, bineînțeles, Flower Bomb, un parfum foarte frumos pe care atunci când l-am purtat, prima dată era iarnă și mi s-a părut că hai că nu este chiar așa de puternic cum așteptam eu. Dar când am început să-l port primăvara, parcă când s-a mai încălzit, a început să vină mirosul acela pe care eu îl așteptam și mi-l imaginam. Și mi-am dat seama că îmi place mai mult în perioada caldă parfumul acesta, deși este unul dulce, mi se pare foarte potrivit aproape tot anul. Primăvara, toamna, chiar și vara, este un parfum dulce, este foarte frumos și dacă îți plac parfumurile dulci și vrei să ții un parfum dulce pe care să-l porți mereu, Flower Bomb mie mi se pare potrivit. La un alt parfum pe care aș putea să-l port tot anul, aproape tot anul și m-ar umple de bucurie de fiecare dată, un parfum pe care îl ador și nu m-aș sătura de el niciodată, pentru că cam asta este ideea. Să fie un parfum care să-ți placă la nebunie. V-am mai zis eu, atunci când ai multe parfumuri, greu este să te regăsești doar în unul. Dar acest Girl of Now Elisab este delicios. Le are pe toate. Le are pe toate. Este un parfum vesel, girly, dulce, fistic, caramelicios, are și o bază pudrată, are și flori. Doamne, cât de frumos miroase. Nu m-aș sătura de el niciodată. Este foarte frumos și v-am zis, poți să-l porți aproape tot anul. Un alt parfum pe care eu îl port tot anul, dar ar putea să fie parfumul meu semnătură, este acest Olympia Intense. Deci, preferatul meu dintre toate este Olympia Intense. V-am mai zis că mi se pare un parfum cameleonic, este o vanilie ambrată sărată, delicioasă, un caramel sărat superb și poți să-l porți în toată perioada rece și în seriile de vară sau în zilele mai răcoroase, dar destul de mult timp, este un parfum intens, delicios și îți vine să-l mănânci ca pe o înghețată. Nu aveam cum să nu pun în videoul acesta la noi trezor, pentru că cred că este deja semnătura multor femei. Acest parfum delicios, seducător, dark, trandafirul acela afumat, o pralină dulce, are o bază gurmandă. Este foarte frumos parfumul acesta și poți să-l ai ca și semnătură în perioada rece sau când vrei tu, dar destul de mult timp. Și este și el un parfum plăcut, versatil, frumos, poți să-l porți oriunde. La Belle mi se pare superb. Superb, este unul dintre parfumurile mele favorite și nu l-am mai mirosit de mult pentru că îl folosesc în perioada rece. Dar dacă vrei un parfum fructat cu vanilie, mie miroase și avată de zahăr, din aceea roz, zahăricioasă. Da. Nu cred că
Nu, deci cred că dacă vrei un singur parfum în perioada rece și îți place parfumul acesta sau testează-l, că oricum trebuie să le testezi pe toate. Vrei un parfum vanilat, super dulce, fructat, cu un iz așa de vată de zahăr. Eu v-am zis de la început că mi se pare că simt asta în el. Puh. Cred că are și un pic de piele pe acolo, dar este un parfum delicios, superb, feminin, seducător, tot ce vrei de la parfumul acesta și mi se pare la fel puternic, persistent, proiectează super bine. Dacă vrei unul dulce, fructat, delicios, poți să-l alegi pe acesta și dacă vrei ceva și mai intens, poate că vrei unul pentru zi și unul pentru seară, poți să-l alegi pe celălalt, Le Parfum, care este ceva mai siropos. Acesta mi se pare mai bine echilibrat, acela este ceva mai siropos, dar amândouă sunt superbe. Ăsta mi se pare mai versatil. Și dacă vrei o vanilie absolut demențială, poți să alegi un Kayali Vanilla 28. Îmi place foarte mult acest parfum, pe care mi l-aș lua în varianta de 2 litri și mi se pare că dacă vrei un parfum cu vanilie, dacă vrei un singur parfum cu vanilie, ăsta este perfect. Ăsta este perfect, dar o vanilie mai dark, un pic mai dark, un pic mai afumată. Doamne, cât de frumos este! Deci dacă vrei o vanilie ceva mai afumată, cu niște... se simte la un moment dat o vată de zahăr și aici, dar este ceva mai zaharicioasă vanilia asta, caramelicioasă, zaharicioasă și delicioasă. Dar trecem la următorul și dacă vrei o vanilie ceva mai naturală, o vanilie aromatică și caldă și cumva rafinată, vorbim despre Eau Duel de la Diptyque, am acest decant și țin de el pentru că este un parfum scump, dar e minunat, minunat. Aici vorbim despre persoanele care caută o vanilie mai clean, o vanilie mai curată, v-am zis, mai elegantă, mai rafinată, mai aromatică. Este acest Eau Duel, care este un parfum absolut superb, superb, superb. Și da, este în deschidere ceva mai ierbos, ceva mai aromatic, dar se usucă atât de frumos și nu este atât de intens parfumul acesta ca și Kayali. Mi se pare că dacă acest Kayali este un parfum care, cu care vrei să ieși în evidență, aici este opusul. Mi se pare că este un parfum pentru persoanele, o vanilie, ceva mai așezat, așa, mai naturală, mai, nu știu, mai elegant este Eau Duel. Mi se pare o vanilie elegantă, rafinată, superbă. Și vorbim și despre o altă vanilie aromatică, o vanilie cu lavandă. Acesta chiar mi se pare un parfum versatil, potrivit pentru oricine, super cozy, super relaxant și plăcut. Este o vanilie care se dezvoltă ușor, ușor, iese așa printre acea lavandă, dar e plăcut, e bun, e frumos și foarte versatil. Poți să-l porți și vara, poți să-l porți și iarna, pentru că nu este nimic prea mult, dar nici prea puțin. Cumva parfumul acesta reușește să împace pe toată lumea și este foarte frumos. Și tot așa, pentru perioada rece, un parfum super feminin și super vesel este Poison Girl sau Poison Girl, Eau de Toilette de la Dior. Eau de Toilette am ales pentru că are acea deschidere suculentă și zemoasă și super plăcut. Nu l-am mai purtat nici pe el de mult, dar îmi place atât de mult parfumul ăsta.
deci are deschiderea aceea de portocală, aceea sângerie sau ceva. Care știu că are niște citrice, dar niște citrice gurmande, dulci. Doamne, cât de frumos este acesta. Din nou este un parfum versatil. Mamă, parcă are și un pic de ceva aromatic, o mentă, ceva, nu știu, este superb. Îmi place mult de tot apa de toaletă, îmi place și apa de parfum, dar eu pe acesta îl recomand pentru că este mai complex din punctul meu de vedere. Și din nou, mi se pare un parfum pe care poți să-l porți în toată perioada rece, oriunde și oricând, super frumos și versatil și pur și simplu te umple de bucurie. Este ceva plăcut, ceva care te bine dispune. Trecem mai departe la, din nou, parfumul, că am ajuns la cele gurmande dulci, parfumuri girly, vesele, tinerești, pentru persoane puse pe distracție, să zic așa. Și avem aici Amo Ferragamo, un parfum pe care îl iubesc, un parfum pe care, uite, că nu l-am mai purtat de ceva timp, de aceea în colecția mea se întâmplă acea curățenie despre care vorbeam. Cântă păsărele și ce vrei tu când folosești parfumul acesta. Are o deschidere citrică, fructată, vibrantă, delicioasă și răcoritoare, un pic aromatic și se usucă dulce, pudrat, plăcut, cozy, minunat. Un parfum pe care eu îl port tot anul. Superb. Și mai avem aici Grambal. Din nou un parfum care mie mi se pare versatil pentru persoanele ceva mai prințesele, așa, care iubesc culorile și iubesc viața. Parfumul acesta este unul pudrat, dulce, feminin, are niște flori acolo. Nu l-am mai folosit nici pe el pentru că tot am avut altele noi. Îmi place foarte mult. Este un parfum dulce, dar nu prea dulce, pentru că acolo sunt niște flori și cumva îl țin pe linia aceea, să nu fie un miros chiar așa de roz, este mai mult în zona de pudrat. Este un parfum foarte frumos și foarte versatil din punctul meu de vedere. Este dulce, dar nu prea dulce, foarte feminin, foarte jovial. Și trecem mai departe la o categorie de parfumuri ceva mai impunătoare, potrivite pentru birou, pentru femei ceva mai puternice sau care vor să pară puternice, și niște parfumuri, unele dintre acestea ceva mai serioase, așa. Vorbim despre Elisab, un parfum care, din nou, nu prea este băgat în seamă. Eu v-am mai zis că îl pun cumva în aceeași categorie de miros, nu neapărat că ele seamănă între ele, cu English Perfume Frigia, în zona asta îl duc, și pe acest Elisab are mult patchouli, dar mi se pare că este un parfum super office, potrivit la birou, pentru o femeie care puternică, care, nu știu, are întâlnire cu multe persoane și, na, cum să zic, hai să vă dau un exemplu, poate un notar, aș putea să zic asta, sau la bancă, sau ceva de genul. Dar este un parfum foarte persistent pentru a sta o zi întreagă la birou și să îl simți, pentru că umple camera, dar în același timp este un parfum serios, nu umple camera de vată de zahăr, că, na,
nu prea dă bine, știi, cu costum, vată de zahăr, cu o persoană așa mai impunătoare și mai serioasă. Nu cred că dă bine chiar o vată de zahăr în încăpere, dar pentru că vrei totuși să pari un om puternic acolo și să fii un om serios, zic și eu. Și acesta mi se pare super, super potrivit pentru că te va însoți toată ziua și dacă cineva îl va simți, îl va simți cu siguranță pentru că este foarte persistent, la fel îi va inspira putere și seriozitate. Și alte două parfumuri care sunt în genul acesta, cu tot ce vă spuneam mai devreme și cum le văd eu, sunt acestea, doar că pe ele le văd mai mult în zona asta mai feminină și mai versatile decât pe Elisa, pe care îl văd super office, pe ele nu le văd chiar așa super office, pe ele le văd mai versatile. Și avem aici Libre Le Parfum și Libre Intens. Libre Intens este o vanilie superbă cu multă lavandă, un parfum puternic, persistent, iar Le Parfum este ceva mai floral, puternic, deși el are o vanilie superbă, minunate și din nou sunt parfumuri must have din punctul meu de vedere, persistente, puternice și pot să fie parfumuri semnătură. Trecem la Alien, care este semnătura multor femei, dar care nu ar putea să fie semnătura mea, pentru că mie mi se pare prea mult. Este frumos, îmi place, îl apreciez, îl iubesc. Eu am aici o variantă de colecție, dar mi se pare prea mult. Și știți că am mai discutat noi despre parfumuri pe care le ții pentru ocazii, că ocazii speciale, că nu știu ce. La mine nu există așa ceva, doar că cu unele parfumuri nu mă înțeleg așa în viața mea de zi cu zi, pentru că nici nu este foarte palpitantă, știți ce zic? Și parcă nu pot să-l port așa, nu știu. Îmi trebuie o ocazie, deși nu prea am găsit-o sincer, ca să port parfumul ăsta. Mi se pare too much pentru mine. Cam prea serios așa, nu știu ce să zic. Alte parfumuri ceva mai condimentate și dulci sunt acestea. Pentru perioada rece, doamne, cred că sunt din nou parfumuri pe care lumea deja le folosește de mulți ani și este semnătura multor femei. Kenzo, știu deja că îl adoră o grămadă de persoane și îl poartă în perioada rece și nu numai. Și înțeleg de ce, este un parfum superb și puternic, condimentat și dulce și de-abia aștept toamna, fetelor, să mă intoxic cu aceste parfumuri. Și la fel este și Angel, un parfum pe care aș putea să-l port toată iarna. Este condimentat, este dulce, este gurmand, are o parte gurmandă care este superbă și cred că știți deja. Să știți că nu am inclus în... Am crezut că stă, dar nu stă. N-am inclus în clipul acesta parfumuri care nu se mai găsesc, parfumuri discontinuate, parfumuri din colecția mea de care eu nu prea sunt sigură, adică nu le-am testat așa cum se cuvine, pentru că sunt multe de genul ăsta și atunci nu le-am inclus aici pentru că nu eram sigură de ele. Eu am inclus parfumuri pe care le super cunosc și știu ce zic. Ok, un alt parfum bun să fie semnătură este acest Nova, Angel Nova, este superb și acesta și din nou potrivit pentru oricând ai tu chef, te va însoți toată ziua, este un parfum feminin, trandafiricios, fructat, lemnos, mi se pare așa misterios, foarte frumos. Și un alt parfum misterios
misterios care poate fi purtat oricând. Este un parfum dulce, pudrat, dar nu prea dulce. Pe el îl văd din nou, poate fi un parfum semnătură, poate pentru o fire ceva mai romantică, care nu vrea neapărat un parfum proaspăt, dar nici ceva gurmand, nici ceva prea dulce, dar să fie și un pic serios și un pic misterios. E perfect acest. Și o să trec în partea cealaltă, pentru că în partea aceasta am niște parfumuri super feminine și romantice, parfumuri pudrate, parfumuri care, din nou, persistă bine, sunt versatile și sunt feminine și superbe. Avem așa, Si, mamă, câta video de lung am făcut, Si de la Giorgio Armani, frumos, bun de a fi un parfum semnătură, poți să-l porți tot anul. Apoi pentru perioada caldă, dacă vrei un singur parfum proaspăt, poți să alegi Acqua di Gioia, dar apa de parfum îți recomand eu mai bine. Eu am rămas cu aceasta, am consumat apa de parfum, vreau să folosesc pe aceasta în continuare, și dar mi se pare mai potrivită apa de parfum, pentru că are de toate și dacă vrei un singur parfum vara, citric, proaspăt, un pic dulce, Acqua di Gioia, apa de parfum, e superbă. Știți deja, acesta poate fi oricând un parfum semnătură, este fructat, este floral, este efervescent, feminin, romantic, are o combinație de suculent cu pudrat, foarte mișto, are un iz trandafiros, dar fructat, plăcut, foarte bun. Apoi, un parfum care, din nou, nu este prea mult băgat în seamă, Hypnose de la Lancôme, este un parfum unic. Unic! Nu am mai întâlnit acest miros în niciun alt parfum. Un parfum dulce, vanilat, cu o tentă tropicală, dar elegantă. Nu neapărat fructată. Știți că are o floare acolo foarte drăguță, care îi dă izul acesta tropical. Pur și simplu, mi se pare un parfum perfect pentru a fi purtat tot anul. Este superb parfumul acesta și am puțin în sticla asta. Este un parfum destul de vechi, dar la un moment dat mi-aș lua o sticlă în care să fac așa mai des baienia, că nu prea îmi permit acum. Și este și destul de vechi acesta. Nici nu știu dacă se mai găsește prea mult. Știu că e discontinuat, dar l-am băgat pentru că încă se mai găsește. Un alt parfum bun, 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 bun și superb și feminin și elegant este acest La Noi Trezor Nude, care poate fi purtat tot anul. Ce îmi place foarte mult la acesta este faptul că are... Este cu cocos, dar nu are și flori galbene. Adică rămâne în zona asta mai simplă și mai elegantă, nu te duce cu gândul la loțiune de plajă. Și poți să-l porți tot anul pentru că este dulce, dulce și foarte, foarte plăcut. Are izul acela de cocos, dar în combinație cu vanilie, nu este coco-vanil. Nu, este un parfum mai elegant și mai rafinat. Fetelor. Am făcut un video prea lung, dar măcar vorbim. Mi se pare totuși too much, dar acum sper să vă ajute într-un fel. Eu am scos tot ce mi s-a părut că poate fi un parfum semnătură. Și mai departe trecem la Idol. Numai cum să nu vorbești despre Idol, pentru că este preferatul meu dintre toate. Idol Intens, Idol Aura, Idol de toate. Originalul este preferatul meu și mi se pare un parfum super feminin, super romantic, versatil, bun de purtat oriunde, oricând și nu, n-ai cum să dai greș cu el. Este fructat, este dulce. Um,
Testează-l. Testează-l dacă nu l-ai testat. Am ales, v-am zis eu că am ales și parfumuri mai ieftine și parfumuri mai scumpe și vreau să vă arăt unul care este fructat, dar și proaspăt în același timp. Vorbim despre Ananda Dolce de la Mikalev. Vă recomand să testați parfumul acesta, mi se pare super versatil, bun de purtat oricând și are la fel o naturalețe aparte. Este fructat, dar nu fructatul acela gurmand, este ceva mai proaspăt, dar potrivit pentru tot anul. Apoi, o să vorbim despre toate odată parfumuri pudrate și elegante pentru persoanele care iubesc parfumurile pudrate și vorbim despre Insolence, Iris Violetă și Fructe Merișoare, parcă nu mai știu ce are, nu prea l-am purtat, să știți. Ce bine miroase. Dacă îți plac parfumurile pudrate, testează-l pe acesta că cred că o să-ți placă. Apoi, Trezor. Din nou, un parfum pudrat și foarte plăcut, o piersicuță, foarte feminin și clasic, clasic, elegant. Apoi, un parfum pe care mie mi s-a pus pata este numărul 19, pudre de la Chanel, care are ceva și din acest Jo Malone. Are o chestie, nu știu exact cum se numește floarea aceea, dar posibil să fie și aici, nu știu, are ceva din parfumul ăsta, seamănă puțin, dar mi s-a pus pata pe parfumul acesta. Este un pudrat uscat, un pudrat uscat. Cumva îți dă senzația că miroși o alună de pădure la un moment dat. Îmi place mult, este foarte elegant, foarte purtabil, foarte purtabil și deși are un iz așa mai vechi, mi se pare că are și un iz destul de modern și este cumva o combinație, am mai întâlnit combinația asta și la alte parfumuri Chanel. Mi se pare super purtabil și super versatil parfumul acesta. E uscăcios așa cumva, dar într-un mod plăcut. Îmi place mult, chiar l-am purtat zilele astea. Apoi, mai avem aici Jean Pogotier, clasic. Am aici apa de parfum. Eu nu știu exact dacă parfumul acesta se mai... Hei, nu mai știe ce să focalizeze. Se mai găsește sau nu, dar are o floare de portocal superbă, este un dulce, un parfum, cred că vanilie are, nu mai știu exact. Este plin de flori, plin de flori. Mi se pare foarte elegant, foarte purtabil, foarte feminin. Cumva ați văzut desenele alea în care... ies floricele așa din parfum, exact așa cum pun eu în imaginea de pe YouTube când pun clipurile așa, așa mă duce cu gândul flower head, ceva de genul. Apoi, dacă vă plac parfumurile cu trandafir, Chloe by Chloe este superb. Trandafir bujor, este foarte proaspăt parfumul acesta. Și mi se pare un parfum super feminin și romantic, potrivit tot anul. La fel, pentru persoanele mai romantice, care, nu știu, preferă culorile deschise, nu prea colorate, sunt mai introvertite, poate, ceva de genul. Dar este foarte frumos. Așa. Și aici. Dacă vrei să ieși în evidență cu parfumul tău, însă izul acela care iese în evidență să fie unul feminin, elegant, frumos, plăcut, dulce, dar nu gurmand. Acesta este L'Interdit de la Givenchy, este parfumul care te ține toată ziua, bineînțeles, dacă îți place tuberoza, dar e superb. Apoi avem aici un
parfum ceva mai scump, pentru că v-am zis că am ales din toate categoriile, și de preț, și de miros, și de tot. Amouage Honor 43, la fel mi se pare un parfum versatil. Un parfum într-un fel neutru, să zic așa. Nu vrei să ieși în evidență cu vată de zahăr, dar nici nu vrei să fii prea serioasă. Vrei să ai și ceva proaspăt, dar să ai și ceva flori și un strop de putere acolo. Amouage, așa mi se pare că vrei să ai un parfum feminin, dar nu prea serios, nu prea impunător, dar totuși să aibă acolo ceva. Foarte bine echilibrat, aș zice. Știu că are și piele parfumul acesta. Și are niște flori albe cumva cremoase, lactonice. Are un iz proaspăt. Ceva suculent acolo. Dar da, asta este ceva, un parfum de testat înainte. Dar poți să ai unul de genul ăsta și să-l porți tot anul. Apoi, trecem la niște parfumuri accesibile. Avem așa, Zenobia. Dacă vrei să ai, nu știu, dacă ai o colecție cu parfumuri accesibile și cumperi parfumuri accesibile și sunt sigură că sunt persoane care investesc în alte lucruri, în haine, în genți, nu sunt pasionate neapărat de parfumuri. Zenobia este un parfum super feminin și puternic. Spicy este inspirat de Rouge Malachite și sunt sigură că acela este un parfum minunat, dar acesta pentru prețul pe care îl are este absolut superb, superb. Îl găsiți pe Dubai Collection, chiar vi-l recomand. Avem Yasomie Spicy. Super elegant, super feminin, super seducător și plăcut și versatil. Foarte versatil. Ok. Un alt parfum este Anais Premier Delice de la Cacharel. Din nou, un parfum super feminin, romantic, fructat, delicios, proaspăt. Un parfum pe care poți să-l porți oricând și oriunde. Și are și un preț ok și seamănă destul de bine în uscare cu Irresistible de la Givenchy, dar are preț mai mic. Am mai ales eu aici de pe parfumat.ro acest Paradox. Un parfum super feminin și super accesibil. Paradox miroase a flori, vanilie. Este inspirat de parfumul Prada Paradox, are super, uitați-vă ce pulverizator are. Doamne, cât de frumos miroase. O să-l folosesc astăzi. Mă dau cu el. Îl ador. Minunat. Din nou, pentru prețul pe care îl are, este superb. Și mai departe trecem la Guess Seductive Noir, un parfum care este, să zicem, inspirat de Mont Guerlain. S-a pus și praful pe el, în fine. Ce pot eu să spun? Că știu că am discutat la un moment dat în comentarii despre parfumurile astea două. Mont Guerlain are o deschidere mai proaspătă. Hai, mi-a intrat parfum și în gură. Are o deschidere ceva mai proaspătă și dezvăluie vanilia ușor, așa. Are un ritm din acesta mai lent, așa. Și miroase proaspăt, miroase a lavandă, parcă umedă, este super relaxant. Și vanilia iese așa ușor printre lavandă și iese din ce în ce mai mult, pe când aici este direct vanilie, are și el un iz aromatic și plăcut.
Este ceva mai seducător acesta, dar mi se pare super versatil și plăcut și proaspăt în același timp. Și dacă îți place vanilia și vrei un parfum accesibil, versatil, perfect. E miroase super bine, este foarte frumos și este și accesibil. Am uitat să includ în clipul acesta două parfumuri foarte importante pentru mine. Aura Mugler Sensuel și Dolce & Gabbana The One. Un parfum pe care eu l-am purtat foarte mult timp și pot să zic că mi-a fost semnătură mult timp. Am spart sticla și de aceea nici nu l-am inclus și am și uitat de el. Iar pe acesta îl mai găsiți pe aici, pe colo, dar din păcate este discontinuat, dar totuși se mai găsește. Un parfum superb în care eu mă regăsesc 100%. Este feminin, este romantic, este dulce, dar are și o parte florală proaspătă. Foarte frumos este parfumul acesta și chiar nu am vrut să nu le includ și pe ele, că sunt două parfumuri în care eu mă regăsesc foarte bine și n-aș fi vrut să lipsească dintr-un video de parfumuri semnătură. Ei bine, acesta este un must-have, un parfum absolut minunat, superb. Și am terminat cu parfumurile. Știu că au fost multe, dar am vrut așa să povestim mai mult și nu am putut să aleg doar unele, să fac un top. Ce top? Top 50? Nu știu. Top 30? Top 20? Am zis să vorbim despre mai multe categorii, despre parfumuri accesibile, feminine, romantice, impunătoare și poate că ați reușit să culegeți niște informații, pentru că oricum trebuie să testați parfumurile înainte, dar cu siguranță dacă vă place să ascultați despre parfumuri și să ascultați părerile mele, v-a făcut plăcere să urmăriți clipul acesta, chiar dacă a fost unul foarte lung și cu atât de multe parfumuri. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, să lăsați un like și să apăsați pe clopoțel în cazul în care vreți să mai vedeți și alte clipuri și să fiți notificați atunci când primiți, când postez un video nou. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!